deja din informațiile pe care le avem, a fost evaluat de un medic pediatru. Și încheiem cu o domnișoară de la Antena 3 CNN, care ne povestește despre drama medicală prin care trece marele Florin Piersic. Marele actor urmează să fie evaluat de mai mulți medici specialiști. Deja din informațiile pe care le avem, a fost evaluat de un medic pediatru. Va trece de un medic ortoped. Drăguță domnișoară, unul la mână, bine că te-ai corectat. Doi la mână, noi știm că marele maestru a trecut de a doua tinerețe și se află la a doua copilărie. Dar chiar să fie evaluat de un medic pediatru, nu ne așteptam. Mai fetiția, da, persicanul, da. Deci acum să știți, cu vârsta, fiecare dintre noi se întoarce de unde a plecat. Exact. Dar nu e cazul lui Florin Pierre. Nu, maestrul are mintea întreagă, pentru că la viața domniei sale a consumat numai și numai vitamine. Corect, iată complexul de vitamine. Te rog, ia, vitamina A de la Ana Selej, parcă așa o chema, vitamina B de la Brândușa, vitamina C de la Carmen și tot așa, tot alfabetul. Dacă te știi...